găsit tuturor la știri, sunt Onelia Pescaru, iată ce subiecte v-am pregătit pentru întâlnirea de astăzi cu știrile Mix TV. Nu avem meningită la Brașov, dar acum autoritățile se confruntă cu 64 de cazuri de rujeolă. Despre ce este vorba, aflați în jurnal. Am scăpat de inundațiile de la stadionul Tineretului, de ce vă spunem la știri. Ne bucurăm de cea mai lungă zi din an. Astăzi, 21 iunie, este solstițiul de vară, ce marchează începutul verii astronomice și este momentul în care ziua este cea mai lungă și noaptea cea mai scurtă. Nu avem meningită la Brașov, dar acum autoritățile se confruntă cu 64 de cazuri de rujeolă. Vorbim despre copii internați în acest moment la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase. Reprezentanții Direcției de Sănătate Publică fac un apel către părinți să-și vaccineze micuții împotriva acestei maladii. Nu există niciun caz de meningită la Brașov, ne asigură medicii și autoritățile care au gestionat situația de la bun început. În primele momente, când a apărut primul caz, ne-am întâlnit la nivelul prefecturii cu cei de la instituțiile deconcentrate, spitale, școli, absolut toți cei care puteau fi vizați s-au pus în pericol de această meningită, cum îi spuneți dumneavoastră. Ne-am organizat atât joi, vineri, sâmbătă, duminică, am fost prezenți non-stop în spital, am fost alături de medici, am făcut în așa fel încât situația să fie ținută sub control și să evităm propagarea acestui fenomen. După ce s-au confruntat cu un posibil focar de meningită, medicii infecționiști de la Spitalul de Boli Infecțioase din Brașov au fost nevoiți să elibereze aripa pentru adulți a unității medicale pentru a putea face față valului de internări din cauza rujeolei. De ieri până astăzi s-a internat un număr mare de cazuri de rujeolă, au semnalat colegii la raport. Și vom extinde secția de pediatrie, vom elibera jumătate din etaj, vom extinde. Sunt mulți sugari și copii mici. Cei mai mulți copii internați cu rujeolă la Spitalul de Boli Infecțioase provin din categoria celor nevaccinați cu vaccinul ROR. În acest moment nu avem probleme la Brașov în ceea ce privește vaccinul ROR. După cum știți și v-am mai informat, la jumătatea lunii mai am primit un număr de 3830 de doze, iar săptămâna trecută am primit un număr de 200 de doze suplimentare. S-a început repartiția către medicii de familie, mai avem și pe stocul DSP și sperăm ca părinții să își vaccineze copiii și fac un apel către părinții care, și îmi pare rău pentru copiii care sunt internați acum, dar dacă au un copil internat și mai au un copil acasă și ar trebui să fie vaccinat, să se gândească totuși că nu ar vrea să ajungă în situația copilului internat. Am scăpat de inundațiile de la stadionul Tineretului, ne dau asigurări reprezentanții primăriei, care anunță finalizarea lucrărilor de îmbunătățire a sistemului de preluare a apelor meteorice din zona stadionului Tineretului, unde în ultimii ani au fost mari probleme în timpul ploilor torențiale. Începând de astăzi, sper să putem spune că inundațiile din zona stadionului Tineretului vor fi doar o amintire neplăcută din ultimii ani, deoarece noul sistem de canalizare din această zonă este funcțional. Acum se fac ultimele reparații la carosabil în zonele în care compania APA a efectuat lucrările necesare, iar cel târziu până la sfârșitul săptămânii această lucrare va fi închisă. Împreună cu colegii de la compania APA am gândit și realizat un sistem paralel de canalizare pentru a crește eficiența preluării apei de ploaie. Astfel, atât în capătul străzii Mihai Viteazu, cât și în zona stadionului, pe ambele părți au fost amenajate guri de scurgere de mari dimensiuni, care să preia apa din această zonă și să o deverseze în canalul Timiș printr-un nou sistem de canalizare. Soluția propusă de Primăria Brașov și implementată de compania APA a fost de a amenaja un sistem de canalizare paralel cu cel existent, care este legat la canalul Timiș. Sistemul este compus din 14 cămine și guri de scurgere de mari dimensiuni în zona stadionului, dintre care 6 pe partea dinspre stadion și 8 spre calea ferată, și introducerea a două rețele noi de canalizare pe fiecare parte a străzii, la care vor fi legate aceste guri de scurgere. Toată apa astfel colectată va fi preluată de canalul Timiș. În același timp a fost amenajat un nou sistem și pe strada Mihai Viteazu, la intersecție cu stadionului. Prin montarea a 8 guri de scurgere de aceleași dimensiuni ca și cele de pe stadionului, iar apa colectată va fi preluată tot de canalul Timiș. Autoritățile spun că următoarea etapă este cea de finalizare a lucrărilor la noul sistem de preluare a apelor meteorice din zona Bulevardul Gării.
Zi decisivă în Parlament, moțiunea de cenzură împotriva guvernului Grindeanu a intrat la vot în plenul reunit al Parlamentului. Calculele făcute în ultimele zile de ambele părți au slăbit leul pe fondul crizei politice și au reușit să atragă atenția tuturor marilor cancelarii europene. Chiar dacă unii au sperat să pice, moțiunea de cenzură inițiată de PSD și ALDE la adresa guvernului Grindeanu a trecut. Să sperăm că totodată și efectele negative ale acesteia. Criza politică, după cum spun specialiștii, e departe de a fi încheiată. Chiar dacă moțiunea de cenzură inițiată de PSD și ALDE la adresa guvernului Grindeanu a trecut. De aici urmează o altă perioadă de tatonări, calcule și negocieri pentru putere. Din tot acest spectacol în care ambele tabere din PSD se războiesc și se acuză de trădare, cei mai înșelați se simt românii, care aveau așteptări pentru un trai mai bun, liniște în clasa politică și stabilitate economică. Din partea lor e ceva aiurea. Vă așteptați la așa ceva? Ei între ei nu se împacă. Nu mai zicem un partid cu celălalt. Un partid singur și mare nu se împacă. E ceva deja de domeniul fantasticului la ei. Mâncătorii între ei, loc de ciolan, scaun, cum ar veni, îmi cer mii de scuze. Nu e normal de 20 de ani ce se întâmplă în țara noastră. Românii au de pierdut? Obligatoriu. Aveți rate în euro? Nu, în lei. Faptul că a crescut euro și a scăzut leu? Vă dați seama că e robitor pentru toată lumea, dar astea sunt vremurile. Ei, câștigând în mod categoric alegerile, și-au propus oamenii la guvernare, trebuia să-și lase să-și facă treaba. Dar Liviu Dragnea a specificat de la început că le va face evaluarea după 6 luni și evaluarea asta vedeți că se soldează cu demiteri și demisii și problema n-ar fi chiar. Ce sfat ați avea pentru clasa politică? Să, exact cum a zis și președintele Iohannis, să se pună de acord cât mai grabnic posibil și să se pună pe treabă. Clasa politică, întreg parlamentul, să legifereze, să dea voie să se miște, economia, deci toate problemele astea care ne afectează pe noi, pe toți. Vă afectează viața? Normal. În ce sens? Păi totul, cresc prețurile, euro, tot, copiii ăștia care au case luate cu credit la bănci cu ăsta. Vă așteptați să se întâmple una ca asta? Nu. Zilele acestea a venit și o avertizare din partea experților financiari. În timp ce clasa politică și guvernul se bat pentru putere, doar 4 milioane de euro fonduri europene structurale au intrat în România de la UE în primele 3 luni din an, față de 1,5 miliarde de euro în primele 3 luni din 2016 și tot 1,5 miliarde de euro în primele 3 luni din 2015. Rata mică de absorție a fondurilor structurale în acest moment are o singură explicație. România nu are acreditată nicio agenție de management, iar fără o agenție de management nu se pot obține fonduri structurale. Ori, în această perioadă este puțin probabil să poată fi acreditată o agenție de management, ceea ce înseamnă că nici absorții nu vor fi. Cu toate acestea, pe scena politică, războiul se duce în continuare între tabăra Grindeanu și tabăra Dragnea. Chiar în urma acestei moțiuni de cenzură, specialiștii spun că criza politică va continua. Cu toate acestea, leul scade. De câteva zile asistăm la o prăbușire a leului, ceea ce înseamnă că românii care au credite în valută vor plăti mai mult în această perioadă. Leul a scăzut, deci valuta, în principal euro, a crescut. A crescut puțin și dolarul, dar euro, de fapt, e afectat de criza politică. Și în ultimele 3 zile a crescut cam 20 de bănuți la un euro, adică 2 lei la 2. Vin brașovenii să schimbe valută? Da, da. Cumpără sau vând? Ei cumpără, în principal cumpără. Cumpără lei. Deci vând euro și de vândut se vând mai puțin pentru că așteaptă toată lumea să se stabilizeze. Dacă chiar e... Care valută este cea mai importantă în momentul de față? Euro, dolar, francul elvețian? Nu, pentru noi euro e mai important. Coincidență sau nu, ziua de miercuri 21 iunie este cea mai lungă zi din an, atât calendaristic cât și din punct de vedere politic. Iar oamenii momentului, după ce spectacol de proastă calitate în lupta pentru putere au arătat în ultimul timp, putem crede că au căutat răspunsuri chiar și în stele. Și românii se întreabă de ce cele două tabere care s-au mobilizat la maxim și au negociat la sânge voturi doar pentru putere nu fac același lucru pentru construcția de autostrăzi, spitale ori pentru educație. De ce?
Elevii de clasa 8 au susținut astăzi proba scrisă la matematică din cadrul evaluării naționale. Urmează alte emoții joi, 22 iunie, când elevii care aparțin minorităților vor da testul la limba maternă. În 26 iunie, până la ora 16, vor fi afișate rezultatele, urmând ca după soluționarea contestațiilor, în 30 iunie, elevii să primească rezultatele finale. Ministerul Educației a anunțat modificări la metoda de calcul pentru admiterea la liceu. Din anul acesta, ponderea mediilor din clasele gimnaziale scade la 20% față de 25% cât a fost până acum, restul de 80% fiind reprezentat de media de la evaluarea națională. Anul trecut, potrivit unui comunicat transmis de Ministerul Educației, 44,05% dintre elevii de clasa 8-a, care au participat la simularea evaluării naționale, au obținut rezultate peste 5. Locuri de muncă și bani pentru bugetul local de la Săcele. Germanii din grupul RET au deschis ieri o nouă fabrică în România. Compania este specializată în producția de sisteme inteligente de etanșare și izolare. Grupul a fost înființat în 1910 ca o afacere de familie și are peste 1600 de angajați în 20 de companii. RET, cu sediul în Röttingen, Germania, este o companie de tradiție cu o experiență de 50 de ani în tehnologia prelucrării elastomerilor. Ieri, germanii de la Raif Elastomer Technik au inaugurat o fabrică în cadrul parcului industrial Electroprecizia, unde au închiriat o hală de 3250 de metri pătrați. În perioada următoare, aici vor lucra 100 de persoane. Cu capacitatea noastră de producție din Europa de Est, vom fi mai aproape de clienții noștri. Prin urmare, era firesc să căutăm să ne deschidem o locație în zona centrală a Europei de Est, pentru o mai bună coordonare și o mai bună eficiență a afacerii noastre. În prima etapă vor fi instalate liniile tehnologice de dozare, urmând ca ulterior să fie implementate și celelalte tehnologii, liniile de injectare, turnare, tehnologie compozită, precum și cea de asamblare și montaj. Grupul Raif a fost înființat în 1910, fiind o afacere de familie. Grupul are peste 1600 de angajați în 20 de companii și este prezent în peste 80 de locații în Germania, Polonia, Luxemburg, Belgia, dar și în China. La un an de mandat, conducerea primăriei Cristian face un bilanț al realizărilor. Domenii precum educație, învățământ, infrastructură, patrimoniu, salubritate, social, atragerea de fonduri nerambursabile europene au fost considerate prioritare și li s-a acordat o atenție specială. Cristianul este o comună prosperă, ai cărei locuitori merită să trăiască în bunăstare, sunt de părere edili. Ca orice gospodar, și cei care gospodăresc comuna Cristian au ținut să facă o analiză la un an de la investire. Suntem mulțumiți de ceea ce am realizat până la această dată, dar considerăm în același timp că mai sunt multe de realizat pentru Comuna Cristian. Am abordat domeniile care le-am considerat prioritare. Am promis investiții în învățământ, am investit în școli, în grădinițe, am investit în tinerii Comunei Cristian. Am promis o comună mai curată și mai frumoasă. Principalele investiții le-am derulat și în acest sens, pe partea de igienizare a comunei, curățenie, igienizarea râului Ghimbășel, a parcurilor, toaletări și alte lucrări. Am promis de asemenea canalizări, asfaltări, am demarat proiecte în acest sens. Un accent important a fost pus pe patrimoniu. Au fost achiziționate terenuri și chiar clădiri care au intrat în patrimoniul public și care sunt foarte utile și necesare în realizarea unor proiecte de interes local. În ceea ce privește achizițiile, o mașină multifuncțională, o mașină de pompieri nouă, o clădire cu destinație socială pentru aproximativ 20 de locuințe, un teren pentru o remiză nouă PSI, un teren cu destinația unui complex comercial, sunt doar câteva dintre bunurile achiziționate în ultimul an. Mai mult, lucrările au fost terminate, altele sunt în curs de finalizare, igienizări, asfaltări, reparații drumuri, dezvoltări și extinderi de rețea de apă și canal, iluminat inteligent, extinderea rețelei electrice de distribuție. Urmează să fie construite o sală de sport nouă pentru școala generală din localitate, în timp ce vechea sală, unde a fost restaurată o pictură murală datând din secolul XIX, va deveni bibliotecă și mediatecă. Un accent important a fost pus pe locurile de joacă pentru copii, fiind în curs de realizare un parc pe strada Morii și dotarea suplimentară al locului de joacă al grădiniței. Am avut un an plin de activitate,
un an, spunem noi, cu destul de multe realizări, începând de la salubritate, investiții majore în școli, pe partea de modernizare a rețelelor electrice, pe partea de extindere de rețele de gaz, apă, canalizare, investiții majore în partea socială, am făcut achiziții de terenuri și clădiri unde avem de gând să implementăm anumite proiecte pentru partea socială și pentru o construcție a unei remize. Un accent puternic au pus edilii pe educație și învățământ. Au fost înființate grădinița cu program prelungit și programul de tip after school, pregătire pentru viață. Au fost reabilitate sălile de curs și grupurile sanitare de la școală și grădiniță, curtea interioară a corpului B și locul de joacă din curtea grădiniței. Școala a fost dotată cu table inteligente pentru toate clasele de curs, tablete pentru copii cu ocazia sărbătorilor de iarnă, iar de 1 iunie atât școala cât și grădinița au primit spre folosință biciclete pentru tot copiii, în cadrul programului Educație pentru Mișcare. Totodată, elevii au beneficiat de excursii gratuite în punctele de interes pentru educația lor din toată țara cu ajutorul primăriei, în cadrul Școlii Altfel. Cu școala făcută acolo unde s-au format cei mai tari psihologi ai lumii, Anatol Basarab are trufia splendidă a celui care încearcă să plămădească sau să replămădească în creierele oamenilor. Creiere de granit sau de plastilină, cioplite mai bine ori mutilate, de părinți, de profesori sau de psihologi făcuți la apelul de seară. La cursurile lui se râde mult, dar se și plânge, pentru că doar durerea te scoate din zona de confort și declanșează creația. Și schimbarea e momentul în care conștientizezi și acționezi. Orice om este modelabil, dar nu orice om în aceleași condiții. Adică una se cioplește în granit și alta se sculptează în plastilină. Așa, sunt copii care de mic, el are un caracter mai slab din gel, cum spunem, mai flexibil, mai influențabil, mai hipnotabil, cum ar fi. E mai bine să fii slab de înger, deci, că ești mai plastilină? E mai bine pentru cioplitor. Dar nu e obligatoriu mai bine pentru el. Și dacă ai nevoie, dacă cioplitorul a avut intenții bune și știa ce cioplește și au vrut să creeze în asta un obiect de artă, cum ar fi, un obiect și un subiect de artă și dacă a reușit, bravo lui, dar nu-i meritul tău. Și când cioplitorul a greșit, mai poate face ceva un alt cioplitor? Asta e, știi, în momentul ce a greșit, nu toți au noroc în viața asta. Venit de ani buni de peste Prut, psihologul și numerologul Anatol Basarab colindă România în lung și în lat, învățându-i pe român să-și valorizeze potențialul dobândit la naștere și puterea magică a minții, știute ori neștiute. Nimeni nu poate da unui om ceea ce își poate da din propriile resurse interioare. Nimeni nu te poate face fericit și nu trebuie să aștepți de la altcineva acest lucru. Că dacă cineva te face fericit, înseamnă că acela este un operator și tu ești un biorobot. Înseamnă că te poate face și nefericit, înseamnă că poate să te facă cum vrea el, dacă el știe. Și apropo, ea nu are nicio morală, cum eu pot să fac din calculatorul meu absolut ce vreau eu. Lângă el, ucenicul vrăjitor Alexandra Condur, și ea psiholog și ea numerolog, școlită chiar de Anatol. Au fost așa mai multe sincronizări și, într-adevăr, după primul curs de numerologie, am decis eu, terminând la rândul meu psihologie, și mi-a plăcut latura aceasta, mai ales că este exact, mie îmi plac științele. Chiar dacă am făcut psihologie, îmi place și latura aceea de cercetare, de exactitate, și mi-a plăcut foarte mult și, drept urmare... Anatol Basarab susține săptămâna aceasta la Brașov cursul Puterea subconștientului, Tainele minții. Cei ce aleg să participe la ședințe sunt oameni ce își doresc mai mult de la ei înșiși, oameni care își doresc să se autodepășească, să aibă multiple avantaje din relațiile cu sine și cu ceilalți, să crească în carieră. Ne bucurăm de cea mai lungă zi din an. Astăzi, 21 iunie, este solstițiul de vară care marchează începutul verii astronomice și este și momentul în care ziua este cea mai lungă, iar noaptea cea mai scurtă. Momentul solstițiului este marcat de o sumedenie de tradiții și de superstiții. Ziua de astăzi este marcată de o aliniere perfectă a axei Pământului pe direcția Soarelui. După momentul solstițiului de vară, durata zilei va începe să scadă, iar a nopții să crească, timp de 6 luni, până în 21 decembrie, momentul solstițiului de iarnă. Evident, în emisfera sudică a Pământului, fenomenul se derulează în sens invers. Solstițiul reprezintă cele două momente ale anului, când Soarele se află la cea mai mare sau la cea mai mică înălțime față de ecuator. Pământul execută atât o mișcare anuală de revoluție în jurul Soarelui, cât și o mișcare diurnă de rotație în jurul axei polilor terestri. Axa polilor Pământului nu este constant perpendiculară pe planul orbitei Pământului. Datorită acestui fenomen, cele două emisfere terestre sunt iluminate de Soare inegal în decurs de un an, fapt ce generează la latitudinile medii inegalitatea zilelor și a nopților, precum și succesiunea anotimpurilor.
Conform tradiției românești, solstițiul de vară se serbează prin focurile de sânziene aprinse pe locul cel mai ridicat. Oamenii se rotesc în jurul rugurilor aprinse, apoi aruncă niște brâuri de pelin în foc pentru ca alături de acestea să ardă toate posibilele necazuri care se puteau abate asupra lor. Solstițiul de vară este favorabil unor magii puternice care își pot pune amprenta pozitivă asupra unor schimbări în dragoste, prosperitate sau sănătate. Energia solstițiului de vară este considerată a fi o energie a pasiunii, vitalității, creativității și belșugului. De la Danubius la Brașov, Interul Cosmina Cosma a semnat cu echipa de handbal Corona Brașov. Ultima formație la care a evoluat Cosmina Cosma a fost Danubius Galați. Chiar dacă jucătoarele se află în vacanță, oficialii echipei de handbal Corona Brașov lucrează la definitivarea lotului pentru sezonul competițional 2017-2018. Cosmina Cosma a semnat un contract valabil pe un an cu posibilitatea de prelungire pe încă unul și a declarat că este foarte încântată că va juca în culorile galben-albastru. Mă bucur foarte tare că am ajuns la Corona. Mă simt onorată să pot juca în tricoul clubului pentru că îmi doresc foarte mult să fac performanță, iar la Brașov cu siguranță se va întâmpla acest lucru. Sper să fiu sănătoasă și să pot ajuta echipa să își împlinească obiectivele. Jucătoarea în vârstă de 25 de ani joacă la linia de 9 metri și a mai evoluat în trecut la Danubius Galați și CSM Unirea Slobozia. Președintele secției de handbal, Ioan Preda, a spus că este mulțumit că a obținut semnătura jucătoarei. Negociem de ceva vreme cu Cosmina Cosma și sunt bucuros că am reușit să facem mutarea și să obținem semnătura ei. Am convingerea că ne va ajuta în noul proiect atât pe faza de apărare cât și pe faza de atac. Este o jucătoare care cred că mai are multe de spus în handbal. Cosmina nu este ultimul transfer de la Corona pentru că încercăm să căutăm și alte jucătoare pentru a completa lotul, a mai spus președintele secției de handbal Ioan Preda. La știrile Mix TV este acum vremea pentru vreme. La Brașov, în următoarele 24 de ore, vom avea parte de vreme schimbătoare. Minimele nopții nu vor depăși pragul de 14 grade Celsius și cerul va fi parțial înorat. Maxima termică a zilei de mâine va ajunge până la 26 de grade Celsius și soarele ne va însoți pe tot parcursul zilei. Doamnelor, domnilor, acestea au fost cele mai importante informații locale de astăzi la Mix TV. La Mix Actual vine Alina Ursu, profesor de etnie romă și atât. Onelia Pescaru sunt. O seară excelentă tuturor!